Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei își respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Mihai Culeafă, ales în circumscripția electorală numărul 25 Ilfov pe listele PNL. Acesta este primul său mandat. Este secretar al Comisiei pentru Politică Externă. A ajuns din Consiliul Local Pantelimon direct în Camera Deputaților. A mai fost și jurist și director comercial. A vrut să fie primar al orașului Pantelimon, dar nu i-a ieșit, așa că a țintit mai sus. A fost propulsat în Parlament de finul său, Marian Petrache, președinte al Consiliului Județean Ilfov. Am muncit mult și Dumnezeu a fost darnic cu mine. Acum mă pot dedica comunității noastre. De când a depus jurământul și până acum, Culeafă abia dacă a deschis gura de câteva ori. Suficient cât să nu creadă colegii că este o fantomă. Aveți încredere în mine. Priviți și vă minunați. Deputatul PNL Ilfov a grăit în ședințe nici mai mult, nici mai puțin de 44 de secunde. Ultima dată a luat cuvântul în ședința din 4 iulie, când a vorbit din sală un singur cuvânt și anume numele său. 3 secunde a durat, celelalte 41 de secunde au fost rostite în decembrie 2016 la depunerea jurământului. Celelalte luări de cuvânt sunt de fapt declarații scrise. Nici la votul nu s-a sinchisit să participe Mihai Culeafă. A avut doar 1053 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de doar 32%. În ciuda faptului că proiecte legislative nu are luări de cuvânt nici atât, iar prezența la vot este extrem de slabă, banul vine lună de lună. Culeafă are o indemnizație lunară de 10.226 de lei. Pe rețelele de socializare are postări și filmulețe pline de profunzime. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Ilfov, fidel partidului și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: prezență extrem de slabă la vot, proiecte de legi foarte puține, luări de cuvânt aproape inexistente, implicare în comunitate aproape zero, comunicare online ridicolă. Pentru activitatea sa din acest mandat, de la depunerea jurământului din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 4 deputatului PNL Ilfov, Mihai Culeafă.